De anul acesta, consiliile locale și județene vor avea dreptul să financeze activitățile sportive, însă numai pe cele care țin de interes național. Această modificare legislativă este susținută de Gabriela Sapo, ministrul tineretului și sportului. La articolul 18 din legea 69/2000, indicele 1 la litera B, s-a modificat în sensul că prin hotărârile de Consiliul Județean sau Consiliul Local se pot finanța de la bugetul local sau județean structurile sportive din sportul de performanță. Însă în municipiul Câmpina această modificare legislativă va putea fi aplicată abia de anul viitor, întrucât pentru 2015 a fost deja votat bugetul local. Până atunci ar putea fi înființat un club municipal care să susțină sportivii câmpineni. Din punctul meu de vedere, handbalul, am avut o echipă de divizia, sper să putem să o revigorăm, să o luăm în cadrul clubului municipal care încercăm să-l facem acum. Fotbalul, să aducem din nou o echipă, să avem o echipă a Câmpinii, că vedeți foarte bine că lumea aduce lipsă de o echipă de fotbal în Câmpina. Avem campion național la tenis de masă, avem campioni la înot, deci sunt multe sporturi care, atletismul, care am putea să le finanțăm și, dar vă spun că încercăm să facem acest club și în momentul în care vom avea clubul municipal, atunci vom putea chiar face sport de performanță într-un cadru foarte legal. Activitățile sportive de interes general vor putea primi finanțare de la autoritățile locale în baza legii 350/2005.